Domnule prefect, aveți o săptămână de când ați fost învestit în noua funcție. Ce s-a întâmplat în săptămâna asta? Ce decizie ați luat? În prima săptămână am avut câteva probleme de natură funcțională a instituției care a trebuit să le asiguri și, bineînțeles, am încercat să regândesc cum voi putea să conduc mai bine această instituție. Am făcut un proiect de un nou proiect pentru organigrama instituției. Am încercat să îmi structurez colegii pe compartimente, servicii, astfel încât activitatea prefecturii să fie cât mai eficientă. Acordarea vizului de nelegalitate pentru mărirea prețului la gigacalorie a fost o chestiune de apanajul prefectului Hornea sau a prefectului Oprea? După cum știți, subprefectul Sorin Hornea avea sarcina de a face legalitatea în numele prefectului. În momentul de față, această nelegalitate care astăzi v-am prezentat-o în conferința de presă, practic este o continuare a activității mele. Eu viitorului subprefect nu o să îi cedez acest prerogativ pentru că consider că este principalul act pe care trebuie să-l facă prefectul într-un județ, să verifice legalitatea actelor administrative. Drept urmare, o să discutăm împreună pe această temă cât voi fi prefectul județului Vrancea. Profesia dumneavoastră de inginer sunteți la bază, vă ajută în eu spun că tragerea unor concluzii din punct de vedere juridic sau o să vă sprijiniți pe echipa de juriști? Pot să spun că începând cu 1999 am început să-mi dezvolt abilitățile de manager. Mi-am construit o firmă timp de 11 ani, unde am avut o sumă de rezultate, pentru mine e adevărat, și în această perioadă mi-am dezvoltat capacitatea de a manageria și de a conduce un grup destul de mare de oameni. Pot să vă spun că în apogeul nostru am avut aproape 50 de angajați. Bun, să revenim la activitatea. La activitatea prefecturii. Cred că competențele care le-am acumulat în ultimii ani și mergând și pe studiile care le-am făcut, cred că voi fi un manager bun, iar un manager bun își completează competențele cu echipa. Eu în momentul de față mă voi baza foarte mult pe expertiza domnului profesor universitar Romeo Paul Postelnicu în ceea ce privește legalitatea și aplicarea tuturor legilor în județul Vrancea. Înțeleg că pierderea unor procese de către instituția prefectului în ultima perioadă a reprezentat și un minus la adresa echipei de juriști din instituție? Nu aș vrea să critic echipa de juriști a instituției prefectului. Consider că managerul ia și laurii, ia și punctele proaste. Drept urmare, în momentul în care vom avea astfel de situații, vom discuta deschis cauzele succesului sau insuccesului. Ați lucrat în calitate de subprefect cu doi prefecți, exponenții unor partide diferite, ca să spun așa. Perioada în care ați stat, ca să zic așa, în umbra funcției de prefect, v-a ajutat pentru această perioadă? Absolut. A fost o experiență deosebită pentru mine. Eu am avut o colaborare foarte bună cu amândoi prefecții. Am dus la bun sfârșit activitățile care mi-au fost trasate. Am avut de învățat de la amândoi. Experiența în administrație a celor doi a contat foarte mult. Eu știu că meseria se fură. Sunt convins că nici unul, nici altul nu au vrut neapărat să mă învețe ce e de făcut. În schimb, am văzut ce au făcut, am considerat din activitatea lor că trebuie să aleg ce au făcut bine și să continui și eu. De asemenea, voi corecta multe din lucrurile care nu le-au făcut ei. Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la prefectura Luca Dan, de exemplu? De la prefectura Luca Dan. Sunt mult prea multe lucruri care le-am învățat de la amândoi prefecții.
Și indiferent ce s-ar putea specula pe acest lucru, nu putem să spunem despre cei doi prefecți că nu au avut cunoștințe juridice și manageriale. Am întrebat de Raluca Dan pentru că se știe, a redus subprefecții la un rol ușor decorativ și conducea destul de singură instituția. Probabil s-a considerat destul de aptă să o facă, în ceea ce privește toate sarcinile care mi le-au dat și au fost ceva sarcini în acea perioadă, eu le-am dus la îndeplinire. Într-adevăr, tot ce însemna pe reprezentarea instituției și le-a oprit, eu voi face la fel, ceea ce pot să vă spun, pentru că consider că, într-adevăr, reprezentarea instituției este apanajul prefectului. După 2 ani, să zic, de așteptare în funcția După de 3 ani. 3 ani de așteptare în funcția de subprefect, vă luați revanșa acum? Este un moment în care vreau să demonstrez că voi fi un prefect eficient și sper din toată inima ca cei care m-au susținut în funcția asta să nu aibă regret. Era nevoie de o schimbare la nivelul prefecturii? Am văzut că ați vrut să l-ați menajat oarecum pe fostul prefect în ziua în care ați fost investit în funcție. De ce totuși a fost nevoie de o schimbare la conducerea prefecturii, ținând cont că, iată, e sfârșitul mandatului? Nu este chiar sfârșitul mandatului, mai este un an Ne de zile, apropiem deci, de sfârșitul mandatului, urma alegeri. da, sincer, aș dori să vorbesc cât mai puțin despre lucrurile care au stat la baza investirii mele în funcția de prefect. Sunt o sumă de nemulțumiri și probabil care cel mai bine este să le puneți ca și întrebări celor care decid schimbarea prefectului și, de asemenea, nu sunt eu în măsură să apreciez activitatea domnului Oprea din postura de prefect eficient. Ba, cred că ar trebui să o apreciați, pentru că ați fost 3 ani în funcția de subprefect, ați făcut echipă cu dumnealui și bănuiesc că știți foarte bine care sunt minusurile de Sunt. la vârful instituției. Sunt, dar o să Și vă rog să îmi permiteți să fiu atât de elegant încât să nu vorbesc despre el. pe care probabil nu ați putut să le corectați din funcția de subprefect. Păi, prerogativele subprefectului sunt cele care le dă prefectul. Drept urmare, poți ajuta un om în măsura în care el dorește acest lucru. Înțeleg că nu făceați o echipă 100% compatibilă cu fostul prefect Oprea. Eu am primit sarcini pe care le-am dus la îndeplinire. Dacă dânsul nu mi-a trasat anumite sarcini, eu nu puteam să le fac pentru că nu aveam voie conform legii. O să fiți un prefect mai bun decât Ion O Oprea? să decideți dumneavoastră la finalul mandatului meu. Aveți scopuri punctuale pentru următoarea perioadă, în afară de cele trasate prin statutul funcției? Da, vreau în primul rând să avem o relație foarte deschisă cu presa și totodată eu o să fiu un prefect foarte comunicativ, ca să nu spun altfel, și vreau ca împreună să luăm tot ce conține agenda cetățeanului în județul Vrancea și să încercăm să găsim soluții. Atâta cât poate un prefect cu puteri foarte mult diminuate în ultimii ani de legislația în vigoare, pentru că acum trebuie să recunoaștem, dacă ne uităm un pic pe trunchierile din legislație, a fi prefect în 2011 nu se compară cu a fi prefect în anii anteriori. În momentul de față nu s-a dorit ca prefecții să mai fie un pol de putere în județ, s-a dorit foarte mult ca prin descentralizare polul de putere să fie Consiliul Județean. Drept urmare, noi avem doar atributul de a verifica respectarea legii, ceea ce nu este puțin lucru,
de a verifica modul cum să ducem la îndeplinire programul de guvernare prin prisma faptului că prefectul este în continuare coordonatorul serviciilor publice deconcentrate și încercăm și noi să fim un liant între cetățean și instituțiile publice. Militați pentru reîntoarcerea la statutul de prefect numit politic de către partidul aflat la putere? Considerați că ar fi mai eficient? Sincer, mie mi se pare că ne mințim în momentul în care spunem că prefectul nu este numit... N-aș putea spune neapărat că prefectul ar trebui să fie neapărat politic, dar consider că în momentul de față prefectul nu se pune în urma unui concurs de frumusețe și de deșteptăciune, ci se pune în urma unui proces în care să fac lobby de către parlamentarii aflați în arcul guvernamental și să încearcă să se aducă un om competent ca să ducă la îndeplinire programul guvernului. Pe hârtie, funcția este apolitică, asta o știm. Însă a fost numit de Partidul de Guvernământ, de PDL. Probabil că nu e deloc de neglijat relația pe care o aveți cu președintele PDL Vrancea, deputatul Alin Trășculescu. Cum se raportează noul prefect Hornea la organizația Vrancea PDL? Nu, aș vrea să vă corectez un pic. Prefectul a fost numit în funcție de către hotărârea guvernului. De către guvern, dar la recomandarea Partidului de Guvernământ. Deci, este o realitate... Este o realitate evidentă, de asta nu vreau ca cetățenii județului niciodată nu o să le iau inteligența în răspăr. Nu putem să spunem că, așa cum v-am spus, prefectul este numit în urma unui concurs. Drept urmare, eu pot să spun că o să încerc să am o relație corectă cu toată lumea. Chiar mi-aș dori să am o deschidere și să am o comunicare bună cu toți parlamentarii și celelalte instituții din Vrancea, Consiliul Județean, Primării. Nu cred că sunt în momentul de față oameni care să spună că au fost împiedicați de către subprefectul Sorin Hornea în activitatea de până acum. Dar vă asumați faptul că... Îmi asum... Sunteți exponent al partidului? Îmi asum faptul că sunt reprezentantul guvernului teritoriu, iar guvernul este susținut de o sumă de partide cu care eu va trebui să am o comunicare foarte bună. Va exista un fir scurt între prefectură și organizația PDL? Păi de când cu telefoanele mobile toate sunt fire scurte. Imaginea guvernării actuale nu este una foarte bună în rândul populației. Au fost luate o serie de măsuri anticriză extrem de nepopulare pentru cetățeni. Cum vedeți acest lucru? Vi se reproșează de către oamenii simpli? Bănuiesc că vă întâlniți pe stradă, aveți cunoștințe, că oamenii trăiesc din ce în ce mai rău. Consider că în momentul de față, datorită unei proaste comunicări, imaginea a fost deteriorată artificial de către opoziție. Consider că au fost luate foarte multe măsuri corecte. În momentul de față, eu am explicat cetățenilor că sunt câteva lucruri care trebuiau făcute. Îmi va reveni sarcina să corectez acest deficit de imagine și de asta îmi doresc foarte mult să comunicăm împreună și să vedem aceste măsuri, care sunt plusurile și minusurile și pe cât posibil să le comunicăm și către guvern. Prin statutul funcției conduceți serviciile publice deconcentrate din județ. Credeți că se impune o remaniere printre directorii numiți de actualul partid de guvernământ sau dintre cei moșteniți? Chiar dacă o să fiu un prefect care o să fiu considerat mult prea jucător, O să monitorizez relația instituțiilor cu cetățeanul. Deja am început-o, o să vedeți în Colegiul Prefectoral de vineri. De asemenea, pot să vă anunț că îmi voi duce toate atribuțiile la îndeplinire cu riscul de a mă face impopular printre unii directori și i-am și anunțat că le voi trimite corpul de control la prefectul pentru a le monitoriza activitatea. Nu o să menajez pe nimeni. O să prezint aceste concluzii celor care i-au numit în funcție.
deciziile, bineînțeles că le vor lua ei. Există și directori moșteniți de pe vremea fostei guvernări, agreați de către pentru mine există directori mai multe în funcție. Partide. Pentru mine există doar directori în funcție și toți directorii vor avea același regim.